90 de situații de urgență au gestionat în această mini-vacanță pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Astfel, pompierii mehedințeni au acționat pentru evacuarea apei din 10 gospodării la 4 accidente rutiere, îndepărtarea unor elemente de acoperiș și a crengilor a 2 copaci. De asemenea, aceștia au intervenit pentru salvarea unui animal, stingerea unui incendiu, ridicarea unor elemente de muniție, transportarea unor persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 71 de persoane. Pompierii militari au intervenit pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 4 accidente rutiere, în urma cărora 7 persoane au primit îngrijiri medicale de la paramedici SMURD și echipajele SAJ, doar 4 dintre acestea fiind transportate la spital. În perioada 31 mai-5 iunie, anul curent, pentru județul Mehedinți au fost emise 3 atenționări meteorologice cod galben, 6 avertizări meteorologice cod portocaliu, o avertizare meteorologică imediată cod roșu, dar și 5 avertizări hidrologice, dintre care 2 cod galben și 3 cod portocaliu, se arată într-un comunicat al ISU Mehedinți.